Astăzi, la ora de geometrie, vom prezenta prima figură geometrică, cea mai simplă, numită triunghiul. După cum vedeți, are prefixul tri, care înseamnă trei, și unghiul, trei unghiuri. Definiția corectă a triunghiului este următoarea. Considerăm trei puncte necoliniare ABC, trei puncte care nu sunt situate pe aceeași dreaptă. Ce este triunghiul? Este figura geometrică obținută din reuniunea segmentelor închise AB, AC, BC, care se notează, după cum vedeți, triunghiul ABC. Ce elemente are triunghiul? Punctele ABC sunt vârfurile triunghiului. Segmentele AB, AC, BC, segmentele închise AB, AC, BC, sunt laturile triunghiului. Unghiurile ABC, BAC, BCA sunt numite unghiurile triunghiului. Iată, deci, trei unghiuri. Triunghiurile se pot clasifica după laturi și după măsura unghiurilor. După laturi, triunghiul scalen sau triunghiul oarecare este triunghiul care are laturile de lungimi diferite, iar măsurile unghiurilor sunt diferite. Triunghiul isoscel este triunghiul care are două laturi congruente, evident, și două unghiuri congruente, e o proprietate. Triunghiul echilateral este triunghiul care are toate laturile congruente și, o proprietate, are toate unghiurile congruente. După unghiuri, după măsura unghiurilor, triunghiurile se clasifică în triunghiul ascuțit unghic. Este triunghiul care are toate unghiurile ascuțite. Unghiul ascuțit este unghiul care are măsura mai mare de 0 grade și mai mică decât 90 de grade. Triunghiul dreptunghic este triunghiul care are un unghi drept. Unghiul drept este unghiul care are măsura de 90 de grade. Triunghiul obtuzunghic este triunghiul care are un unghi obtuz. Unghiul obtuz este unghiul care are măsura mai mare de 90 de grade și mai mică decât 180 de grade. Condiția de existență a unui triunghi. Triunghiul ABC, dacă are lungimile laturilor A mic, numerele reale strict pozitive ABC, atunci triunghiul există dacă suma lungimilor a două laturi e strict mai mare decât lungimea celei de a treia, și anume A plus B mai mare decât C, A plus C mai mare ca B, B plus C mai mare ca. De exemplu, dacă avem trei fire de ață și vrem să construim un triunghi, noi putem să construim acel triunghi dacă lungimile celor trei fire de ață verifică această condiție. Suma lungimilor a două laturi e strict mai mare decât lungimea celei de a treia. Tot despre triunghi putem vorbi de suma măsurilor unghiurilor triunghiului, care este 180 de grade. Ne este necesară această sumă în diverse probleme. Perimetrul triunghiului. Perimetru este un cuvânt care are prefixul peri, sumă înseamnă metru, suma metrilor. Altfel spus, perimetrul unui triunghi este egal cu suma lungimilor laturilor triunghiului. Metri, adunăm lungimile laturilor în metri, peri, sumă, metri, metrul. Se notează cu P mare, care e egal cu A mic plus B mic plus C mic, A mic B mic C mic, sunt lungimile laturilor triunghiului. Vorbim și despre unghiul exterior triunghiului. Unghiul exterior unui triunghi este unghiul adiacent cu unul din unghiurile triunghiului și suplimentar cu el. Altfel spus, un unghi exterior al unui triunghi se obține din prelungirea unei laturi a triunghiului și una din laturile triunghiului. De exemplu, în figura atașată, unghiul ABD este unghi exterior triunghiului. Este format din latura triunghiului ABC, și anume latura AB, și semidreapta BD, unghiul exterior ABD. Măsura unghiului exterior unui triunghi este egală cu suma măsurilor unghiurilor triunghiului neadiacente lui. De ce? Pentru că unghiul ABD și unghiul ABC sunt unghiuri adiacente suplimentare. Suplimentare, asta înseamnă că suma măsurilor lor este 180 de grade. Și cum suma măsurilor unghiurilor triunghiului ABC este 180, iese imediat teorema aceasta că
Măsura unghiului exterior unui triunghi este egală cu suma măsurilor unghiurilor triunghiului neadiacente lui. Toate aceste noțiuni sunt de bază în rezolvarea diverselor probleme în care apare această figură, triunghiul. Vă mulțumesc!